înălțimile prislopului, am asistat la una din acele serbări țărănești venind din tradiții pe care oamenii nu numai că nu le uită, dar le îmbogățesc mereu. Au venit maramureșeni de la izvoarele Vișeului. Dinspre Moldova lui Ștefan au urcat sucevenii, întrecându-se în cântec și joc cu cei din Năsăud. Fără-ndoială, serbarea de la Prislop, din acele ținuturi de veche vatră românească, a depășit sensurile unei manifestări folclorice.